că-i spune unei fete care vrea să se apuce de sală, dar îi este rușine. I'ma keep winning, winning. You could try to save yourself, but you only gon' play yourself. You could try to save yourself, but you only gon' play yourself. You could try to save yourself, but you only gon' play yourself. Salutare YouTube! Astăzi o să facem un antrenament pentru partea superioară a corpului. Știu că ne place să ne antrenăm fesierii și abdomenul, dar este foarte important să avem echilibru și să antrenăm și musculatura superioară. Astăzi, cu demonstratul exercițiilor, o să ne ajute Diana pe această cale. Vreau să-i mulțumesc! Hai să nu mai stăm la povești și să începem treaba! Pentru acest antrenament ai nevoie de echipament minim. O să folosim doar două gantere, o bandă elastică și un covoraș. Pentru primul exercițiu avem nevoie de banda elastică, o să facem mers față în spate cu ea. Ce mă interesează la această mișcare este ca coatele mele să fie tot timpul drepte, banda să rămână tensionată, vin până în spate la bazin și mă duc până în spate la fund și simt cum îți deschizi pieptul, simt stretch-ul pe musculatura superioară. Este un exercițiu super bun pentru activare, super bun pentru postură și foarte bun pentru mobilitatea umerilor. Bun, pentru următorul exercițiu folosim tot banda elastică, brațele o să fie paralele cu pământul, iar de aici o să trag banda la piept. Dacă îți este prea greu așa, folosești doar un capăt și prinde aici așa. Trag la piept, stau o secundă, controlez revenirea, trag la piept, stau o secundă, controlez revenirea, la fel. Acest exercițiu este foarte bun pentru postură, pentru musculatura spatelui. Noi stăm toată ziua pe telefon, ne vin umerii în față, ne facem postura asta de cocoașă. Acest exercițiu o să te învețe și o să-ți lucreze musculatura care te ține drept ca un cocoș. Bun, am terminat cu banda. Continuăm cu al treilea exercițiu la încălzire, unde o să vreau să te întinzi pe burtă. Mâinile o să fie în față și o să am swimmere, adică nu not în bazin, îmi rotesc ușor umerii, îmi rotesc ușor brațele până la fund. Bun, vin înapoi, super, super încet, super încet, în slow motion. Rotesc, rotesc, rotesc și aici când ajung în spate la fund, rotesc ușor în afară și vin înapoi. Mai fac încă două repetări, mă interesează să mergi în slow motion, la fel. Acest exercițiu o să-ți lucreze mobilitatea, îți încălzește toată musculatura în partea de superioară. Îți promit că dacă îl faci încet, umerii tăi o să ardă. Bun, perfect. Continuăm cu următorul exercițiu în care o să stăm în plank, în poziție de flotare, ca să activăm musculatura abdominală. De aici mă interesează ca palmele să fie sub umeri. Tensionez musculatura abdominală, tensionez musculatura fesieră. Dacă ți este prea greu cu picioarele apropiate, le putem depărta ușor, genunchii drepți și creezi tensiune puternică în tot corpul. Dacă această variație este prea grea, vreau să las genunchii jos și mențin plank-ul pe genunchi în poziție de flotare. Pentru primul exercițiu o să avem flotări. Nu te speria, facem flotările, o variație mai ușoară, adică le facem de pe genunchi. Diana, o să te rog să te pui pe covoraș. Bun, ne punem în poziție de flotare. Aici ce mă interesează cel mai mult? Avem palmele sub umeri, bazinul nostru este într-o linie complet dreaptă cu umerii. Mă interesează să nu-ți lași bazinul să cadă super mult sau să fii cu fundul în spate. Încerc să-l menții tot timpul în linie cu umerii. Strâng abdomen, iar de aici pieptul o să coboare spre covoraș. Încerc să mă duc cu pieptul până la pământ. Vreau să atingă pământul, ok, vin sus, controlez coborârea, îmi iau repere. Pieptul atinge pământul jos, am venit sus, îndrept coatele de tot. Dacă această variație este prea grea, ceea ce mă interesează cel mai mult, o să vreau să facem o flotare normală, până la o flotare pe genunchi, cobor până jos, controlez, de aici mă las pe burtă, mă ridic cum pot eu înapoi, oricum ai putea, și de aici faci o flotare din nou și controlez doar partea de coborâre. Dacă și această variație este prea grea pentru tine, vreau să menții doar poziția de flotare pe genunchi, cu coatele drepte. Stau cu coatele drepte și mențin poziția de flotare până îmi dezvolt puțină forță și rezistență în brațe și în musculatura trunchiului.
Pentru al doilea exercițiu avem un ramat pe orizontală cu ganterele. Avem 4 seturi de câte 8-10 repetări. Ce mă interesează la acest exercițiu? O să cobor trunchiul paralel cu pământul. Mișcarea o fac din bazin, grijă mare să nu te apleci din spate. Îmi împing fundul în spate, cobor trunchiul până este paralel cu pământul. De aici o să trag coatele în spate, tensionez musculatura spatelui, las gantele să vină din nou jos, coatele drepte, se întind, trag coatele în spate, strâng omoplații împreună, las stretch-ul când revin, vin jos, trag înapoi sus, stau o secundă acolo și cobor înapoi. Aici, pentru variația mai ușoară, poți să-ți pui mâna pe un punct stabil, ai picioarele ușor depărtate și facem mișcarea doar pe o mână, exact același lucru, trag cotul sus, las să se întindă, trag sus, stau o secundă, tensionez musculatura spatelui, o să vezi că acum ai 3 puncte de echilibru, mâna aceea pe un punct static o să te ajute pentru stabilitate, stau o secundă și cobor jos înapoi. Pentru al treilea exercițiu avem prese pe verticală cu gantrele, o să te rog să le ridici sus. De aici începem tot timpul cu gantrele la nivelul umerilor. Coatele sunt ușor rotite în față la 45 de grade de aici. Depărtăm picioarele ușor mai tare, strâng abdomenul tare ca și când aș vrea să-ți dau un pumn, după care strâng musculatura fesieră pentru a adăuga extra stabilitate, împing sus deasupra capului, brațul vreau să ajungă sus, lângă ureche, coatele drepte, cobor gantele din nou, chiar la umeri, chiar să-mi atingă umerii și împing din nou sus. Bun, și fac 2-3 repetări. Super! Pentru următoarea parte a antrenamentului avem 2 exerciții mici, o să facem 3 runde, 10-12 repetări din fiecare, executăm aceste exerciții în stil superset, adică facem unul după altul, după care facem pauză un minut și repetăm din nou. Bun, începem cu ridicările laterale, unde vreau trunchiul să fie ușor aplecat în față, ridic gantrele lateral, coatele sunt ușor îndoite, vin jos, observați că Diana ridică gantele în lateral și ușor în față, nu merge complet în lateralul corpului, ridic sus, stau o secundă, controlez coborârea, dacă faci 10-12 repetări, îți promit cum o să ardă mușchiuleții ăștia de aici, de la umăr. Continuăm cu următorul exercițiu cu bandă elastică, o să vreau să ai palmele rotite înspre tavan, 90 de grade între brațe și antebrațe, rotesc în afară banda, încercând să-mi țin coatele lipite de trunchi, o să vezi cum o să-ți ardă musculatura de aici, din spate, de la umeri. Acest exercițiu este minunat pentru partea de postură, pentru a-ți menține umerii sănătoși, menții o secundă, controlez revenirea. Foarte important aici, când fac această rotație, coatele mele să nu meargă în afară, le țin acolo rotite și vin înapoi. Dacă vrei să faci mai ușor acest exercițiu, poți simplu să depărtez mâinile un pic mai tare pe bandă, să le acolo. Coatele rămân lângă trunchi și rotesc și acum banda nu o să-ți opună rezistență atât de mare. Pentru ultima parte a antrenamentului avem 2 exerciții pentru biceps și pentru triceps. Bup! Bup! Avem 3 runde, 12-15 repetări din fiecare exercițiu. O să începem simplu cu flexii la biceps, unde vreau coatele să rămână lipite de corp, rotesc până sus, rotesc jos înapoi lângă coapse, la fel ca la exercițiile mai micuțe la umeri, nu îmi scot coatele în afară, rămân lipite, vin sus, controlez tot timpul coborârea și îmi lucrez brațele pentru vară. Și am terminat și antrenamentul și acum o să vreau să o întreb pe Diana cum a fost. A fost un antrenament super fain, m-am distrat și haideți la mișcare. Mai vii? Da, clar. Ce îi spune unei fete care vrea să se apuce de sală, dar îi este rușine? Cel mai important lucru pe care l-aș spune ar fi să ceară ajutor pentru executarea exercițiilor și să nu-i fie rușine, deoarece toți am început de undeva. Da, toți începem de undeva. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Țineți minte, dacă ești femeie, este foarte important să antrenezi și partea superioară a corpului pe lângă fesieri. Dacă ți-a plăcut acest videoclip, dă-mi un like, dă-mi un share, dă subscribe la canal, mai jos găsești și un plan alimentar gratuit și un program de antrenamente pentru fesieri.